Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun venit în studioul Antena 3. Alături de noi astăzi l-avem invitat pe domnul Bogdan Mihai, managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Pompei Samarian din Călărași. Bună ziua, domnule Mihai, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, ca să spun așa. Da, într-o situație foarte aglomerată la spital, suntem în plină pandemie, plin val 4, din Da. câte știm. Care este situația în momentul de față la nivelul Spitalului Județean? Cum stăm cu cazurile COVID? Mai avem locuri pe ATI? Faceți-ne așa o scurtă prezentare. Succint, locuri pe ATI nu sunt. Dacă se eliberează, se umple patul. Înseamnă că aveți Într-o pacienți în așteptare? dinamică, avem, asta voiam să vă spun, avem un număr de permanență, cred că 10, 7, 8, 9, 10 pacienți care așteaptă eliberarea unui pat în ATI. Ei ar fi de patologie ATI, dar nu având paturi și neavând paturi nici pe celelalte zone unde am putea să transferăm, îi ținem, îi gestionăm până când se eliberează un pat. Ca să revenim la cifre, noi gestionăm problematica COVID cu 128 de paturi, 13 pe ATI, restul împărțite pe secții. Din paturile de pe secții, un număr foarte mare, undeva 80 din ele, 75-80, au resursă de oxigen conectată la perete. În celelalte cazuri folosim tot ce înseamnă concentratoare și butelii de oxigen. Există oxigen mobil, Exact. puteți să-l. Există concentratoarele de oxigen, care ele sunt practic echipamentul acela mobil unde te duci și dai oxigen celui care are nevoie. În momentul de față, internările în Spitalul Județean sunt sistate. Am văzut că a ieșit domnul Arafat în urmă câteva zile și spunea că pot fi internate doar cazurile foarte grave, urgențele medicale. Aici eu nu prea înțeleg cu urgență medicală. Ce înseamnă? Accident, Urgența medicală naștere? ar fi un caz care pune în pericol pe moment viața Viața pacientului. omului. Discuția e puțin amplă. Dacă discutăm de o operație, de o afecțiune a unui om care ar fi putut fi făcută acum 3 luni, acum 4, acum 2 și care poate fi făcută și peste 2-3 luni, aceea nu este o urgență. Dar ea provoacă o durere. Dar putem totuși să gestionăm într-un moment de criză, să dirijăm resursele către zona roșie, exact acolo unde este nevoie. Noi nu am închis nicio secție, dar avem un corolar de a primi pacienții, astfel încât să menținem acest echilibru între a aloca resursele către cei care sunt în pericol de a-și pierde viața și, în același timp, de a corespunde și a altor nevoi. E un lucru pentru care nu există o linie foarte bine trasă. Important este să existe un factor de echilibru pe care noi încercăm să-l aducem și să-l menținem. Nu am luat nicio decizie tranșantă în sensul de a închide o secție, decât că am făcut foarte multe modificări, am extins secțiile în care gestionăm COVID-ul, pentru că situația este una, nu știu, cel puțin tragică. În sensul că atunci când vezi un om care nu poate să respire, totuși nu te mai gândești dacă s-a protejat, dacă nu. Te gândești cum să găsești soluția să-l salvezi. Mă gândesc că situația este dramatică, ținând cont de faptul că ne-a spus un pic mai devreme că aveți 13 locuri la ATI, toate ocupate și sunt pacienți în așteptare pentru o gură de oxigen. Gura de oxigen o primesc și pe cele 75-80 de paturi pe care noi le putem gestiona. Problema este de zona de terapie intensivă unde intră cei Intubați? intubați sau cei cu patologii aproape de intubat, grave. Pentru că sunt pacienți care se prezintă cu concentrații de 40, 50, 60% oxigen. Sunt Vin în ultimă în fază. ultima fază. Oamenii în multe situații, din ce, eu vă spun exact din ce constată, nu vorbesc pe statistic. Din ziare sau vorbim exact din Situația din spital, realitatea din spital. înregistrată. Oamenii, cazurile grave care ajung la noi sunt cazuri care au fost catalogate de oameni ca fiind o simplă răceală și au considerat că pot trece prin ea, prin banalele tratamente pe care le luau ani de zile. Paracetamol, Exact. Coldrex. În unele cazuri simptomele nu sunt grave, nu sunt. Dar evoluția este una fulminantă. Adică există persoane care în 2 zile au decedat. Deși nu erau foarte bine, dar erau, nu-ți indica nimic că se duce către deces. Pur și simplu, evoluția e fulminantă. Și singurul sfat pe care pot să-l dau tuturor este ca la primele simptome ale unor răceli să se testeze. Și dacă se testează, să meargă la medici de familie sau la spital. Pentru a-i
aplica un tratament preventiv. Nu există un medicament minune, pentru că s-a creat și un folclor. Toată lumea întreabă, aveți anticorpii monoclonali, aveți tocilizumab, aveți... Le avem, dar nu dau efecte în toate cazurile și nu dau efecte în toate etapele ale bolilor. Și atunci trebuie să fii sub strictă supraveghere medicală. Trebuie sub strictă supraveghere medicală, că atunci când apare o manifestare care necesită schimbarea tratamentului, cineva să poată să intervină. Toate cazurile grave sunt cazuri care au stat acasă și care au considerat că poate să gestioneze singur această... Domnule manager, aș vrea să vă întreb, sunt vaccinați sau nevaccinați? Ca să lămurim, din experiența dumneavoastră, din ce vedeți la nivelul spitalului? Un răspuns foarte simplu. Din cei care cu forme grave, într-o majoritate covârșitoare, n-aș vrea să folosesc procente, pentru că nu știu dacă sunt foarte clare, dar sunt peste 95% nevaccinați. Vaccinul se pare, dincolo de orice teorii care apar în cauza unor persoane avizate, neavizate, nici nu mai contează. Se pare că oferă o doză de protecție. Cât cum, nu înseamnă că nu te îmbolnăvești, nu înseamnă că nu treci pe niște simptome, dar finalitatea persoanelor vaccinate, analizând pe tot ce înseamnă cifre cu care noi ne confruntăm, arată că procentul celor care au un deces sau care ajung într-o zonă foarte grea de evoluție este mult mai mic în cazul celor nevaccinați. Mai departe, alegerea fiecăruia. Deci faci o formă ușoară sau măcar nu ajungi pe ATI? Cumva acolo. Este o, avem darul ăsta de a duce discuția și de a crea niște cum să vă spun, niște exemple dintr-un caz din câteva sute care a ajuns probabil vaccinat și a ajuns și pe ATI și atunci spunem că vaccinul nu e eficient. Nu, cred că ar trebui totul gândit într-o zonă de echilibru. În sensul să ne uităm, dintr-o sută de pacienți ajunși pe ATI, cât sunt vaccinați, cât sunt nu. Și avem răspuns. Eu vă spun din proprie experiență și din ce văd, cumva către în zona asta, acolo suntem. Mai mult, avem acces la informații. Hai să ne referim la statistică, nu mai ne referim pe clarvăzător. Pe ce auzim. Pe ce auzim, că am studiat unul, a citit două articole și deja știe. Sunt curbe pe analiză, pentru cine face analiza, vorbim de țările pe care ne raportăm. Țările din Europa, cu o rată mare de vaccinare, au un număr mic de pacienți la ATI. Ăsta este indicatorul. Nu numărul total de infectări. Numărul de pacienți la ATI. Acolo sunt formele grave. Când tu ești sufocat, înseamnă că ceva nu funcționează în spate. Și în momentul de față, toate secțiile de ATI din România sunt supra-solicitate. Și atunci ne vom trezi în imposibilitatea de... Noi acum suntem cumva în zona în care, în scenariul acela negru, la care ne gândeam cu toții să ne ajungem în valul 1, când vedeam ce se întâmplă în străinătate. În Italia, de exemplu, a fost cel mai frecvent exemplu. Pot să vă spun că ne place sau nu ne place, acolo suntem acum. Sistemul de sănătate este un sistem șubred la noi, care nu a fost pregătit pentru așa ceva. De fapt, niciun sistem de lume n-a fost. Dar la noi cu atât mai mult, că existau carențe mult mai mari. Imaginați-vă presiunea suplimentară care se pune, cum inclusiv la noi. Și o presiune nu neapărat guvernamentală, și e o presiune omenească de a salva un om. Dacă poți să salvezi, să-l muți într-un pat, fie el pe hol, fie el unde este, să-i dai unul cu gură de oxigen și poate are o șansă să-l salvezi, cred că asta trebuie să faci. Marea problemă vine că, făcând lucrurile astea, sistemele de siguranță și tot ce pentru ce a fost proiectat un spital vechi de 50 de ani, cu update-urile făcute, într-unele caz bune, într-unele caz mai puțin bune, o să vorbim și despre asta, este împins la maxim. Imaginați-vă o Dacie veche cu care te duci pe o pistă de concurs de Formula 1. La unde cedează ceva în ea, oricât ar vrea să o forjezi. Așa este și acum. Cedează oamenii, dar nu de multe ori nu cedează oameni. Cedează infrastructura. Și atunci toată lumea va căuta niște vinovați. X, Y, de ce n-a făcut? Nu ai ce să faci. Spitalele sunt foarte vechi, nu doar la Călăraș, la nivel național sunt foarte vechi. Exact. Foarte puține s-au construit. La un moment dat, în Călăraș a fost o discuție cu un spital regional, trebuia să construiască. Din păcate, o poveste. Țin minte că am fost la vremea respectivă, au turnat primul cancioc și acolo s-a oprit povestea.
Asta voiam să vă întreb. În spitalele acestea vechi, cum reușiți totuși să le faceți să funcționeze? Bănuiesc că ați găsit anumite nereguli. Ce ați reușit până în momentul de față să reabilitați, să aduceți într-un stadiu normal de funcționare? Și dacă puteți să ne dați și câteva nereguli grave pe care le-ați descoperit de la preluarea funcției până în momentul de față în spital. Proiectul pe care l-am discutat cu președintele Iliuță legat de sănătate, că e un proiect care a fost început, a funcționat punctual și pe care nu avem o finalitate. Finalitatea este ca peste 4 ani, dacă lucrurile funcționează pe drumul pe care noi am început, să avem la Călăraș un spital, un corp nou de clădire care deja se construiește și vă spun că e posibil să-l avem mai devreme de 4 ani, pentru că ritmul în care se construiește unul, eu n-am mai văzut construcție la stat în care să lucreze într-un ritm atât de alert. Un corpul ABCD cu UPU reabilitat, care este reabilitat pe interior și acum o să-l ducem și pe zona de exterior, să-l aducem și cu o zonă de eficiență energetică, și proiectul corpului vechi, unde am obținut o expertiză, am făcut o nouă expertiză care ne dă voie să facem niște modificări ușoare asupra lui și să-i schimbăm fața, să-l aducem la un standard. Cumva, în 4 ani ar trebui ca 70% de marile probleme pe care le avem ca spital la momentul ăsta să fie rezolvate. Desigur, vor rămâne altele. Dar cel puțin, adică imaginea va fi a unui spital nou, funcțional, cu medici pe care, vedeți, găsim resurse să-i aducem printr-un dialog și printr-un proiect clar, dar lucrurile sunt foarte dependente de ce înseamnă resursa financiară. La momentul ăsta, toate spitalele de stat, inclusiv Spitalul Călăraș, se confruntă cu niște dificultăți financiare majore. Vă pot spune că de când am ajuns la spital, am tăiat foarte multe cheltuieli ca la un business privat. Am încercat să gândesc și să-i fac pe toți colegii de acolo să gândim ca un business privat. Am adus echipamente din donații. Președintele Iliuță, fiind tot un om de afaceri, a găsit într-o zonă în care am cumpărat de la licitații paturi. Adică exact ne gestionăm cum ne-am gestiona o firmă privată. Am adus paturi luate la un preț infim, 25-30 de euro. Și am adus 10 de paturi noi. Noi le-am adus, nu că ar fi noi. Sunt paturi de la spitale dezafectate, din Germania, dar care sunt mult peste ce avem. Adică imagine, eu nu mai credeam că există asemenea paturi în spitale, mai ales la Călăraș. Și am văzut niște paturi, nici în armată. N-am văzut paturi așa de, deși spui că în armată condițiile sunt cele mai, când faci armată. Ați reușit să le schimbați sau mai aveți? Mai avem de schimbat. Suntem într-un plin proces. Am mai adus săptămâna trecută încă, cred că 14, data trecută vreo 70. Încercăm să schimbăm. O să ajungem, adică nu mai sunt foarte multe, cred că în jur de 100, cred, n-aș vrea să greșesc, dar acolo ajungem. Neregulile de care m-ați întrebat privesc în principal proasta gestionarea banilor, a resurselor. Și acum sunt firme care lucrează în spital, care vin în baza unor contracte vechi și unor licitații, pe care eu mă duc și fac dirigenție de șantier. Am pus firma respectivă să decoperteze două etaje de tarchet, linoleu acela pe care îl vedem pe spital. Pentru că era pus șocant, am și filmările. La fel, adică niște oameni și i-am chemat, am făcut multe discuții. Am zis, băi, dacă ce facem noi acum rămâne așa prost făcut, lucrurile astea nu durează decât un an, doi. 20 de ani nu va mai intra nimeni să mai renoveze zonele pe care noi le renovăm. Mai mult am angajat niște zidari ai noștri și multe din lucrările ușoare le facem cu angajații proprii. Cu forțe proprii. Nu mai stăm să mai ne complicăm. Decât lucrările mari o să începem să le facem cu din afară. Spuneați că lucrurile se vor schimba în următorii 4 ani cu corpul nou de spital, cu lucrările de modernizare pe care le faceți. Însă eu vreau să venim astăzi și nu chiar astăzi, să dăm un pic timpul înapoi în momentul în care ați preluat mandatul. Ce nereguli grave, ce v-a șocat, ce ați găsit în neregulă în spital, ce ați reușit să schimbați până în momentul de față? Am preluat spitalul în mijlocul valului 3, cred, în octombrie anul trecut. Nu credeam. Eu am intrat în spitale decât ca pacient. Nu credeam că lucrurile pe anumite zone funcționează rău. Credeam că totul e, domnule, unii medici, nu ce percepeai decât medici, nu vedeai problemele sistemice. Am intrat pe ATI și am văzut o secție reabilitată.
Primul lucru la care m-am gândit a fost elementele de siguranță, discuțiile legate de tot ceea ce înseamnă spitalele care au explodat. Și am întrebat, ok, avem toate măsurile aici, ce putem face, ce se poate face? Zic, patul, putem să-l scoatem? Da, într-o situație de urgență, dacă din putem salon, evacua pacientul. Nu putem să-l scoatem. Și atunci cum evacuați pacientul? Am rămas puțin așa, zic, măi, e nou, e reabilitat, are 2010, adică e o secție reabilitată. Din ce cauză nu putea scoate pacientul? Nu putea să iasă pe ușă patul. Că doar dacă îl întoarcem așa. Deci ușa era mai îngustă ușa decât patul. Ușa era mai îngustă decât patul. Mi s-a părut șocant, am zis, bă, nu se poate, dar de ce nu v-ați pus întrebarea? Nu ne-am gândit. Ok, pot să vă spun că în plină pandemie am reușit, am făcut efortul ăsta, am eliberat, am folosit perioadele de respiro, astfel încât am, pe zone punctuale, am reușit să am schimbat toate ușile pe ATI, cu uși conforme, rezistente la foc, cu tot, în plină pandemie. Pentru că normele de lucru sunt foarte complicate. Nu poți să lucrezi într-o secție, să faci lucrări în saloane dacă ai pacienți. Îți retrage autorizația spitalului și e o gestionare. De-aia toată lumea vine, faceți lucrări. Nu ai cum să faci lucrări acum în pandemie. Nu prea ai cum. Legal. Nu poți să vii, aduci unii cu bor mașinile să facă, să dreagă, când ai bolnavi intubați. Dar nu poți să suspenzi în momentul de față, doar ce ați spus că sunteți supra-solicitați, nu poți să suspenzi activitatea pe secția ATI ca să faci anumite mișcări. Am făcut ce am... Am mers pe lucrurile importante. Am adus concentratoare de oxigen. Am găsit niște dispozitive care avertizează nivelul crescut de oxigen. Am făcut niște proceduri de aerisire. Am fost în controle. Altă poveste. După ce am asigurat cât de cât, am fost în controle și am găsit... Am fost să spun, la ora 6 seara sau 7 și erau completate până dimineață graficele de verificare. Și am întrebat asistenții după tură. Zic, e ora 6. Văd că ați bifat că la ora 12 noaptea concentrația e bună de oxigen. Păi, știți că aici sunt marile probleme ale spitalului. Dar oamenii înțeleg gravitatea lucrurilor. Adică... Ușor, avem foarte multe discuții, comunicăm, am crescut mult gradul de comunicare internă, că e o problemă foarte mare. În general, în birou managerului până acum nu prea se intră. Eu văd oamenii după cum intră la mine pe ușă. Unii intră spășiți, timorați. Și mă întreb de ce intră. Păi pentru că așa au intrat toată viața lor. Și le spun, sunt oameni care așteaptă să le spun, luați loc. Și o să pun un afiș mare la mine să așeze, când vine cineva, te așezi pe scaun, nu cer să-ți dea. Că mulți le spun, domnule, stați loc, dacă nu mă ridic și eu în picioare. Sunt atât de multe lucruri legate de tot ceea ce înseamnă comportament, optică a managementului intern, de an de zile. Mă duc pe o secție în control, toată lumea fuge. Ies cu mască, am început să dau sancțiuni. Nu poartă mască în secții. Am fost săptămâna trecută la sterilizare, o doamnă de acolo nu avea mască la sterilizare. Și am întrebat de bun simț, zic, dar de ce n-am? A ieșit cu mască, o am în buzunar, zice. Și pe urmă am cerut o notă explicativă și îmi spune că mânca. Adică, păi ok, și dacă te prinde 100 de ori în spigă de fiecare dată mănânci, ok, o să-i dăm un avertisment scris. Oamenii să înțeleagă, nu avem viziunea de a tăia cu bardă, dar vom tăia cu bardă. Dacă nu înțeleg altfel... Pentru că nu se poate. Noi construim sisteme. Am schimbat hidranții. Nu vreți să știți ce însemna hidrant în Spitalul Județean de Urgență. Nu, care erau funcționali cei vechi? Unii nu. Cei mai mulți nu. Știm foarte bine că în ultimul an s-au înregistrat foarte multe incendii în unitățile spitalicești, în unitățile sanitare. Exact asta voiam să vă întreb. Anul trecut am văzut că la un moment dat chiar ați făcut un exercițiu cu angajații spitalului. În acest moment vă gândiți, mai faceți un exercițiu, îi pregătiți, ați găsit nereguli, ați spus un pic mai devreme despre hidranți, alte nereguli care ar fi putut duce la o tragedie în spitalul la Călăraș. Eu să vă spun alte nereguli. La un moment dat am avut o discuție, am scos firma care asigura tot ce înseamnă protecție. Pentru că am citit documentele și erau făcute formal. Unele chiar greșite. Am adus un om prin transfer la primăria Călăraș, un om foarte pregătit, care își face treaba foarte minuțios și face exact ce trebuia să facă. Le face instructaj, se duce cu ei în afara spitalului, pune un foc, îi pune să stingă cu stingătorul, adică niște chestii îi pregătește, care n-au fost făcute niciodată.
Noi asta încercăm să facem. Să aducem cumva normalitatea lucrului făcut, să-l aducem în activitatea de zi cu zi, să nu mai fie teoretic. Probabil angajații spitalului nici nu știau să folosească un extintor din moment ce nu au făcut-o niciodată. Nu, nu au făcut-o niciodată. Am luat centrale de detecție incendiu. Multe nefuncționale. Figurau ca funcțional. Am adus încă un specialist care se ocupă și deja am reglat. Unii veneau și spuneau că trebuie să cumpărăm o centrală. 30.000 de lei costa o centrală. Omul acesta pe care l-am adus a venit și a făcut cu, nu știu, 2.000 de lei, a făcut reparat această centrală. Sau ce a făcut. Adică aici este zona de care vă spuneam, de gestionarea resurselor. Și totuși și așa lucrurile se duc într-o zonă derapantă a resurselor financiare. Știu că a fost o conferință de presă la un moment dat și ați venit, surprins, spunând că pe fiecare secție sau majoritatea secțiilor aveau butelii în zona bucătăriei. Ei, am uitat să vă spun asta acum. Printre controlele pe care le fac constant, am descoperit niște butelii. Am zis, băi, zic, oamenii, i-am întrebat pe cei de pe secție, zic, voi aveți televizor acasă? Da. Urmăriți știrile. Vă uitați la știri? Da. Exact. Vedeți că explodează spital? Nu vă întrebați de ce, nu? Vă zic eu, domnul manager, se întâmplă doar la alții. La noi nu se poate întâmpla niciodată. Noi facem bine. Tot. Și zic, bineînțeles, am dispus să le... Unde trebuia, am cumpărat plite electrice, că erau niște zone unde trebuiau să existe niște echipamente de încălzire. Erau necesare. Dar nu butelii. Nu butelii, nu asta. Am cumpărat niște plite electrice moderne, le-am pus la copii unde să încălzească mâncarea sau foarte puține zone unde trebuie să mai încălzească apa la anumită temperatură, niște zone punctuale. Pe mine ce m-a șocat sau m-a bulversat puțin, spitalul explodează. Avem 60 de butelii în spital. Păi nu mai trebuie să explodeze singur. Îl ajutăm noi. De ani de zile. Și concluzia mea este una. Vă spun, spitalele la momentul ăsta nu explodează cu o contribuție de 10, 15, 20% a celor care fac, restul este noroc. E incredibil, adică lucrurile, asta e realitatea, nu spune nimeni. Nu poți, pentru că mergi pe tot ce înseamnă supra... Eu am căutat, după ce am venit, să caut niște experți în tot ceea ce înseamnă instalații de curent. Să-mi aduc, am sunat la Institutul de la Petroșani, acela care investighează. Nu prea știa nimeni pe nicăieri. E incredibil, zic, în țara asta au venit... Și în actuala situație în care se întâmplă nenorocirile astea. Da, nu există experiență. Au venit niște oameni care au cerut, să zic, că construiau un etaj. Doar să facă o expertiză, să spună că e bun. Băi, zic, este ceva dereglat. Și atunci vă spun că există, aici ar trebui să funcționeze niște structuri ale statului care să facă centralizat. E o discuție foarte amplă. Un spital, chiar zilele trecute discutam, spitalul din curtea SGU care se construiește acum costă 20 de milioane de euro. Ce înseamnă 20 de milioane ori? Nu 40, 50 de spitale la nivel de țară. Înseamnă 1 miliard de euro. Spune, dacă 1 miliard de euro aveai un corp de clădire nou, conform standardelor, în fiecare județ. Îl făceai pe tot ATI. Și rezolvai orice problemă. Cât plătește statul despăgubirea pentru familiile victimelor? Doar ce s-a înregistrat în spital? Este o discuție, asta spun, adică cheltuim bani când am putea să facem investiții pentru a preveni astfel de evenimente. Dar e o curbă valabilă în orice domeniu. Pentru că tu când faci o... era o discuție la un dat legată de un bolnav care e imobilizat pentru că nu ia un tratament scump la un moment dat. Îi dai tratamentul acela scump și tu îl redai societății. Altfel, el va fi o povară pentru societate 30 de ani. Da. Și costurile sunt de 100 de ori, de 1000 de ori mai mari decât cel pe care trebuie să-l faci. Asta acum spun, în loc să investim în prevenție. Noi tratăm cauzele și plătim. Nu, nu cauzele. Era bine dacă tratăm. Efectul tratăm. Efectul. Noi tratăm doar efectul. Adică, acum, ce mai putem? Lucrurile nu sunt roze, nici n-or să fie. Noi ce putem face este aceea de a face pe zone mici, să facem lucrurile să funcționeze normal și să plece către alte zone, că sunt prăștie ca
cernele într-o găleată de apă. Un pic mai devreme îmi vorbesc despre dificultățile financiare înregistrate la nivelul spitalului și v-aș întreba, în momentul de față, când bugetul Consiliului Județean este destul de restrâns și cred că l-auzeam pe președintele Vasile Iliuță spunând că dacă nu va fi o rectificare bugetară în perioada următoare, nu a se fost știe... una foarte re, nu așa. Se știe cum va putea face față cheltuielilor, da, până la finalul anului. În această situație, cum vedeți ieșirea din impas? Sincer, nu prea se vede. Noi am încercat cumva să... Anumite strategii adoptate au dat roade. Casa ne decontează o cheltuială efectivă, dar pe anumite componente. O componentă foarte mare de investiție ar fi trebuit să o aibă o zona guvernamentală. Zona guvernamentală trebuie să aloce bani către Consiliile Județene ca să avem de unde să luăm. În plină pandemie. În plină pandemie, tu reduci niște bugete din care noi trebuie să supraviețuim cu toții. E o discuție la care nu avem răspunsul acum noi, dar îl știm cu toții. Ar fi foarte simplu de gestionat pentru să preiei la nivel central majoritatea cheltuielilor mari ale spitalelor. Cheltuielile de funcționare. Ceea ce înseamnă gaz, electricitate, oxigen, cheltuielile cu deșeurile. Sunt sume care se duc în bugetul unui spital de ordinul miliardelor pe lună. Și mai ales acum cu facturile mărite la energie. Acum, noi vorbim de ce a fost până acum. Acum o să fie niște explozii. Și atunci tu, ca și guvern, tu ar trebui să preiei din toate zonele aceste cheltuieli și să le gestionezi. Nu mai zic că poți să obții niște prețuri mult mai mult. Dar degrevezi autoritățile și spitalele de asemenea povară. Să rămână la ei alte. Noi suntem într-o tragicomedie. În plină pandemie ne preocupăm să supraviețuim pandemiei și încercăm să și schimbăm ceva. Asta facem noi la Călăraș. Cu puțină resursă pe care o avem, noi încercăm să supraviețuim, să așezăm, să jonglăm, să facem puzzle-ul ăsta al paturilor pe ATI, să asigurăm și în COVID, să asigurăm tot ce înseamnă resurse, dar în timpul ăsta, după cum ați văzut și noi, vreți să și construiți. Am mai și schimbat în multe zone. Să construiți, să modernizați. Zone. Adică implementăm niște zone în care ar fi trebuit făcute de mult. Eu cred că dacă ar fi avut discuția asta în afara pandemiei, lucrurile erau... le puteam schimba foarte repede. Adică într-un an, doi, totuși nu prea avea ce să mai faci. Ne întoarcem un pic la COVID și aș vrea să vă adresez o întrebare. Dacă în valul 1, valul 2, chiar și valul 3, vorbeam despre persoane vârstnice ajunse într-o stare gravă, în momentul de față a scăzut vârsta pacienților internați? Vârsta pacienților internați la noi nu pot să spun că a scăzut semnificativ, dar apar situații în care avem minori. Avem minori, unii... mi-a trimis aseară un medic un mesaj în care îmi spune, zice... copil, 3 luni COVID. Ce? Îți vine să te lași. Nu știu. Probabil dacă a ajuns și cu o saturație mai mică... Adică lucrurile astea pentru mine sunt lucruri la care n-ai niciun răspuns. Au existat prin oraș fel și fel de discuții despre supraaglomerarea morgii de la Spitalul Județean. Care este situația reală? Situația reală este că se moare. Se moare de COVID. Indiferent ce spun oamenii, am văzut paradoxul pe care îl percep de la personalul medical în discuții cu oamenii aflați în formă gravă, foarte mult spunat. Am fost un prost că nu m-am vaccinat. Se poate să-mi vaccinez, dar nu se mai poate. Mai ales că este gratuit, este pus la dispoziție. Eu încerc să vă spun tuturor, eu nu sunt un fanatic al vaccinărilor. Al unei decizii. Pur și simplu eu vorbesc statistic. Restul este pur și simplu, dar esența este că la acest moment se pare că din tot ceea ce înseamnă statistică există o zonă care aduce o protecție. Cât este ea, nu știe nimeni. 5, 7, 10%. Păi dacă ai 5% șanse să nu te duci într-o zonă gravă, totuși cred că ar trebui să te agăți de șansa aia. Să o folosești măcar. Exact. E, nu mai vă spun că pacienții cu forme grave, aparținătorii, vin și spun, am avut, eu îi primesc pe toți oameni. Pentru mine e o încărcătură fantastică. A venit un domn, venise din Spania, mama lui internată, cu saturație, cred că a și murit.
Încep să plângă în birou un bărbat cât mine de mare. Și zice, ne fac orice. Știu că este un medicament, să-l cumpăr, mă duc, că-l... Nu există. Este prea târziu. Nu, nu există medicament minune. Nu, dar este prea târziu. Dacă nu te-ai vaccinat și dacă nu, cum să vă zic, poți să nu fii nici vaccinat și să nu faci forme grave. Dar da, există și aceste cazuri. Sau să fii, să faci COVID, să te-a pus să-i tratamentul din pripă și să nu faci forme grave. Dar e și cealaltă opțiune. Într-adevăr, sunt și mulți pacienți care se vindecă de COVID. Se vindecă oamenii de COVID. Dar sunt formele acelea care vin într-o formă, într-un moment al evoluției bolii în care orice intervenție dă rezultat. În rest, discuția este una banală. Te uiți pe cifre și vezi. Statistic. Da, statistic, mă pot să vă spun că am avut un weekend în care au murit 9 persoane de COVID. Atunci înseamnă că... Avem resurse suplimentare, am alocat, am făcut astfel încât să n-ajungem la niște... Din informațiile mele știu că ați achiziționat și o morgă mobilă în situația în care este... În valul 3 am achiziționat-o, o perioadă a fost închisă. Că... Pentru că nu ați avut nevoie de ea. Da. Dar acum pot să spun că e folosită. Din păcate, pentru noi toți e folosită. În această supraaglomerare a spitalului, cum vă descurcați cu personalul, cu asistenții medicali, dacă aveți deficit de medici? Pe ce secție aveți deficit, înregistrați deficit de medici? Noi am recuperat din deficitul de medic, pot să zic că am recuperat major. Am adus undeva în jur de 22 de medici, mai suntem în discuții cu 3-4 medici. Cred că foarte ușor o să ajungem la 25 într-un an de zile. Eu consider că e un, practic, pot să spun că e cel mai mare rezultat al nostru. Noi, ca și echipă, am reușit să convingem 25 de medici să vină în Spitalul Călăraș. Unde lumea fugea înainte. Asta voiam să vă zic. Știți, am constatat ca pacient în spital, am avut o problemă și am fost internat în această vară și am constatat că aveam în salon pacienți care veneau de la București, da, să se opereze la Călăraș. Prin medicii pe care i-am adus. Exact, urmau medicii de la București. Da. Deci ceea ce ne spune că am adus medici bun, de calitate. Da. E greu de spus dacă sunt toți de ultra calitate. Dar eu merg pe procente majore. Dacă 80% sunt medici care... Mie îmi place să cred că toți au zonelor. De general sunt medici tineri. Și medici tineri, chiar dacă acum există zone în care poate nu au o ultra-expertiză, dar din ce am văzut se pare că au sau au un comportament, pot fi reglate cu tact. Asta a lipsit întotdeauna, ce înseamnă. Au avut tot felul de povești de la modul cum au plecat medici din spital, cum au fost înjosiți, cum au fost... Rămâne acea ușă deschisă. Sunt de neînțeles. Rămâne acea ușă deschisă pe care ați spus că o aveți în permanență pentru... Nu, este deschisă. Da. La mine este deschisă de la un om de pe stradă care mă sună. Da, din păcate mă mai sună 11 noaptea, 12. Încerc să le explic, să fiu mai știu laconic. Știu că aveți o singură cerință. Să-mi faceți sesizarea în scris. De fiecare dată dacă am e auzit... ceva ce putem rezolva punctual, atunci au fost cazuri în care am gestionat pacienți care nu erau ai noștri. Erau ai Spitalului Municipal Oltenița. Am sunat prin medicii pe care avem și am găsit un loc pe un pacient cu AVC la Baltazar. Ne implicăm, nu știu, eu cred că asta trebuie să facem fiecare. Când avem, când putem să ajutăm, să ajutăm. Restul mai departe, cum, când, dacă mă întrebați, s-ar putea să am 1000 de greșeli făcute în spate și să fac în continuare greșeli. Acum am de ales între a face greșelile și a merge mai departe sau a nu face nimic și ca să nu greșesc. Ați vorbit despre Oltenița. Cum se face triajul? Care sunt pacienții care rămân la Călăraș și care sunt pacienții care pleacă la Oltenița? Este geografic în prima fază. Adică sunt anumite zone... Deci pacienții din municipiu rămân... Rămân aici, la noi, că și Oltenița gestionează pacienții de pe zona lor. Dar, în funcție de evoluție, noi primim și ce înseamnă. Dacă un caz grav la Oltenița are o evoluție... în caz are evoluție către grav, îl primim noi. Noi suntem, practic, zona care absorbim toate necazurile din județ. Le gestionăm ale noastre și mai absorbim și din alte județe. Cele 13 paturi poate vi se par puține unora dintre dumneavoastră. Dar vă spun că există spitale de 4 ori mai mare ca cel al nostru care au 6 paturi. Copiii COVID, în forme grave sau nu neapărat, sunt tratați la Călăraș? În prima fază gestionăm la Călăraș pe cei, nu cu forme grave, pe un tratament, le dăm tratament acasă. Când situația se agravează, îi trimitem către, sau când vedem o previziune negativă, îi trimitem către spitalele din București. Nu există ATI
este foarte, foarte greu de făcut și totul se rezumă la resurse umane. Îți trebuie linie distinctă de ATI pediatrie. Două, trei cuvinte vreau să-mi spuneți. La un moment dat vorbeați despre prelungirea programului în ambulatoriu. Ați reușit să faceți acest lucru? Am făcut toate demersurile până acolo. Dacă o să mergeți în ambulatoriu, o să vedeți că la acest moment am făcut multe schimbări, inclusiv am băgat un sistem de bonuri de ordine pe care încă mai facem niște reglaje la el. Am făcut gura de primire a ambulatorului, practic am făcut o recepție cu 4 persoane care să preia, să nu mai fie cozile acelea. Dar programul la acest moment este pus în balanță de pandemie. Exact ce spuneam mai devreme la început discuția de gestionare a resurselor. Adică decât să las o resursă prin care va veni cineva să o folosească, dar nu va fi folosită în ritmul în care o folosim în zonele roșii. Prefer la momentul ăsta să mergem pe ce avem, să stabilizăm, să ne perfecționăm și când ne va permite situația epidemiologică să încerc atunci să ne relaxăm. Practic înseamnă o zonă mult mai de expunere pentru noi și personal și pentru oameni în esență. În încheierea interviului aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare. Cum ați ajuns totuși, știu că aveți altă pregătire, veniți dintr-un alt domeniu, cum ați ajuns manager de spital și să reușiți într-un fel sau altul să puneți lucrurile în mișcare, să le faceți să funcționeze? Pentru că doar dacă n-ai fost în spital poți să spui că nu s-a făcut nimic. Orice pacient poate vedea modificările făcute în acest moment și schimbările în bine. Pot să vă spun că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Vor fi important întotdeauna. Este percepția că lucrurile au pornit pe un drum care ne dă o speranță la un moment dat. Eu sunt de format militar și într-o zonă, nu a militariei foarte aplicată, ci într-o zonă care îmbină mai multe valențe. Am avut discuții înainte cu președintele Iliuță, în care s-a pus în discuție de mai multe ori efectuarea unor modificări la nivelul managementului Spitalului Județean de Urgență. La un moment dat, câteva luni, pot să zic că am coordonat activitatea pe tot ce înseamnă spitale, din postura de consilier al dânsului. La un moment dat a apărut o situație de criză în care am avut o discuție foarte aplicată, în care a spus, nu ai ce să faci, trebuie să te duci să echilibrăm zona. Discuția a fost că o să mă duc pentru o lună, două, încât să echilibrăm zona și urmând să facem o evaluare dacă mă pliez pe acest job, dacă performez, adică să vedem lucrurile, dacă se pot schimba. Și percepția dânsului e dublată și de cea dumneavoastră și alaltă. A fost că lucrurile încep să se miște. Pot să spun că mi-a și plăcut. Cred că este singurul domeniu în care mă pregăsesc la acest moment, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Și alte domenii, nu știu dacă aș fi performat sau dacă ar fi văzut atât de mult. Aici, în spital, dacă muți un pai dintr-o parte în alta, se vede. De ce? Pentru că 10 de ani nu a fost nimic mutat. Și e un lucru pe care îl faci. Mai greșești, iei măsuri. Pot să spun că mă adaptez destul de repede. Asta este un lucru care mă ajută constant în a atinge niște mici etape în evoluția profesională. Nu, mi-e greu să spun dacă lucrurile puteau fi făcut mai bine de altcineva. Probabil că ar fi putut să facă mai multe ca mine altcineva dacă ar fi venit. Dar singura mea comparație este legată de perioadele dinainte. Ce a fost și așa. De fiecare dată ați văzut. Eu am și ideea de a arăta oamenilor prin filmări, prin niște chestii. Am văzut, puneți o filmare cu ce am găsit și ce am reușit să fac. E o poveste. Cred că lumea s-a săturat de proiecte, de idei, de discuții la momentul ăsta. Lumea vrea să vadă efectiv consumatorul politic, administrativ, omul de rând, nu mai vrea să audă de idei. Vrea să vadă și, pe urmă, el să aprecieze dacă e bine sau rău. Cred că aici trebuie să ajungem ca paradigmă. Domnule manager, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc.